făcut scenariul nostru. Nici nu știu ce nu faci pe ea. Mulți vecini are și mulți care au trecut mașina la ea, se oprie, le dădea caș, le dădea când avea rate, când avea... Mulți au ajutat, da? Da. Au venit și au vorbit cu muierea asta mea care e moartă, au vorbit, voi, dar nu știu acum, cheamă nici pe ea, nici pe mine, au vorbit în felul următor. Tante avea un calcare, la scaura noastră la grază, am o sticlă de ghin. La Ilie, când lucrau ei, da. Cu așa, și-au venit treabă cu o sticlă de ghin. Eu, dacă eu nu văd, da, eu eram în pat, ca cum s-a acum, în patul în eu, acolo, în dor în eu, și ne-a să ne iau un pahar de ghin, și restul l-au consumat, o ieșit afară, s-au dus, se iei cau, se pleci la bunca lui, știi? Am avut o vacă în graș, da. Așa, o vacă în graș legată. Și acea băieță și așa, m-a dus să văd vaca ce de-a fata sau nu. I-a dat drum băieță la vacă și femeia mea s-a băgat în graș și o de afară vacă. El a chis o ușa, băieț, muiarea a zis, ce face? Ce închis, nu ne vadă nimeni. Așa au spus, am auzit eu. După aceea, o mai zis așa, una, două, ce ai făcut, ce ai zis, m-a zis, bă, o răgit femeia mea. În prezent se face cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Cu privire la eventuala săvârșire în cauză a infracțiunii de viol, urmează să se administra probe în acest sens.